Suntem pe drumul județean 157H de la Dochia Itrinești. Este un drum județean extrem de important pentru cetățenii din această zonă a județului, pentru că este tranzitat de foarte mulți. Acum facem procedurile pentru a stabiliza solul cu cele două straturi. Se vor fi aici 7 km de șanțuri și dacă vremea ține și reușim până la venirea zăpezii, vrem să turnăm primul strat de asfalt. Așa cum am spus, voi verifica și voi inspecta toate șantierele județului Neamț, pentru că mă preocupă ca drumurile județene care sunt începute și șantierele pe care le avem să fie în grafic și să le finalizăm în timpul stabilit în contract. Ne vedem pe alt șantier al județului Neamț. Mulțumesc!